De câțiva ani, Marșul pentru Viață are loc în tot mai multe orașe românești în proximitatea sărbătorii Bunei Vestiri. Anul acesta au fost pentru prima dată și câteva sate integrate în această sărbătoare a vieții. Manifestația din capitală însă s-a desfășurat într-un mod cu atât mai inedit, cu cât în alt colț al Bucureștiului, la Muzeul Grigore Antipa, era sărbătorită, cu cele mai moderne tehnici de marketing, moartea. Într-adevăr, unul dintre scopurile principale ale acestei acțiuni civice este tocmai celebrarea și promovarea culturii vieții într-o lume în care, în fel și chip, moartea face tot mai mult rating și aduce, culmea, chiar profit financiar. Remarcând raritatea sau lipsa preoților și pastorilor, nu putem să nu salutăm această inițiativă a laicatului creștin, care își înțelege tot mai mult responsabilitatea pe care o are în legătură cu acest genocid practicat de poporul român împotriva lui însuși. Nu întâmplător, marșul a plecat din fața cercului militar central, deasupra căruia flutură un drapel tricolor care arată de parcă ar fi fost la Plevna. În ultimii 50 de ani, dintre care aproape jumătate au fost trăiți în libertate, în România au fost uciși mai mulți români decât în toate războaiele noastre la un loc, din zorii istoriei, până la Revoluția din 89. Nu întâmplător, marșul a trecut pe lângă o bancă celebră, afirmând că în curând cei care au fost avortați se vor răzbuna pe cei care i-au avortat și care nu vor mai avea de unde să-și primească nici măcar pensiile. Nu întâmplător, marșul pentru viață a trecut prin fața bisericii, care ar trebui prima să sară în apărarea sângelui inocent vărsat și a femeilor care au o sarcină cu probleme. Nu întâmplător, marșul a trecut prin fața Muzeului de Istorie, afirmând criza majoră prin care trece națiunea, confruntată cu un declin demografic socotit irreversibil. Oare cine ne va mai scrie istoria peste 100 de ani? Nu întâmplător, marșul a trecut pe lângă un așezământ de caritate care proclamă cuvântul Mântuitorului, singurul care ne poate dărui vindecarea din această maladie a sufletului românesc. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Și nu întâmplător, această proclamare a vieții pe bulevardele Bucureștiului s-a oprit în fața Parlamentului, afirmând încă o dată și responsabilitatea clasei politice pentru acest simptom, a ceea ce regretatul poet și senator Ioan Alexandru numea bolirea de nedumnezeire. Cel puțin o parte dintre participanții la Marșul pentru Viață au fost inspirați de exemplul său ca inițiator al Fundației Provita Brâncoveanu și de cuvintele sale biblice lăsate ca o moștenire profetică. Dacă poporul meu, spune Dumnezeu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, atunci îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi vindeca țara. Remarcăm, în București cel puțin, lipsa politicienilor care au avut alte priorități decât afirmarea vieții, dar salutăm prezența lor în alte evenimente similare, în alte orașe ale țării. La eveniment au luat parte un număr impresionant de tineri și de profesioniști, inclusiv medici, care, dincolo de diferențele confesionale, își iau tot mai mult în serios vocația de ambasadori ai împărăției cerurilor într-o lume tot mai bântuită de solii morții. Mesajul final al marșului a inclus și o invitație la o inițiativă europeană pentru afirmarea vieții. Fără drept la drept și demnitate la viață, nu există niciun alt drept și fiecare viață umană are valoare. O femeie însărcinată nu dorește să facă avort așa cum dorește o înghețată sau o mașină, ci ca un animal prins într-o cursă care își roade picioarele pentru a scăpa. Avortul pare o soluție simplă și rapidă, dar de fapt această procedură declanșează noi probleme, suferințe și durere în viața femeii și a întregii familii. În bătălia grea și de durată pe care o duc oamenii conștienți
pentru apărarea vieții și pentru apărarea valorilor morale și creștine. Este nevoie de participarea tuturor confesiunilor, este nevoie de participarea politicii, a partidelor politice. Partidele politice trebuie chemate în această bătălie, nu respinse. Biserica este trupul lui Hristos și este formată din toți credincioșii care fac parte din ea. Și practic noi suntem chemați să nu stăm deoparte, să părăsim ignoranța și să luăm atitudine, să sprijinim oamenii de lângă noi, femeile însărcinate pe care le avem, care ne sunt mame, ne sunt prietene, ne sunt soții, și atunci când au nevoie să iau decizie, când cer ajutorul, să fim acolo pentru ele. Nu pot să-mi imaginez că există medic în zilele noastre care să poată să spună lucrul ăsta, că acolo este o bucată de carne sau un conglomerat de celule. Se știe foarte bine că în momentul concepției începe și momentul vieții. Este clar, dacă stăm să ne întrebăm, când începe viața? Păi acolo, în punctul ăla, începe viața. Și ne bucură foarte mult că sunt foarte mulți tineri în această mișcare Provita, pentru că, de fapt, ei vor fi cei care vor promova acest mesaj, care își vor întemeia familii creștine, care vor naște copii, vor aduce oameni pe lume și vor crește într-un fel în care să fie și ei, și familiilor mândri de ei, și noi, societatea, cu toții. Inițiativa cetățenească europeană, unul dintre noi, este o inițiativă în cadrul tratatului de la Lisabona și, punându-vă semnătura pe www.oneofus.eu, unde găsiți toate explicațiile în limba română, vă puneți semnătura alături de un minim de alte 999.000 de semnături din cel puțin 7 state ale Europei și această listă este lista poporului vieții. Poporul vieții este unit sau nu există?